Dar în același timp trebuie să spunem că nu este corect ca rata dobânzii pentru economiile din nord să fie mult mai scăzută decât cele din sud. Și mult mai scăzută decât cele din est. Va fi o altă conversație extrem de politică și extrem de dură la nivelul UE. Și pentru asta România trebuie să facă cu toate dificultățile parcursului un drum accelerat de zona euro. Dar fi greu. Pentru că asta înseamnă disciplină, asta înseamnă un alt tip de comportament în politicile publice din România și în cheltuirea banului public și a investițiilor. Dar dacă vrem să fim la masa acestui tip de decizii, vom avea dificultate să ne impunem interesele și să ne apărăm interesele într-o discuție despre bani. Brânza este pe bani, de la pieii mei până în Caucasus.